Salutare tuturor, numele meu este Amede și recent m-am decis să fac o serie pentru voi, pentru cei care sunteți la început și nu știți cum să faceți Yank. Am pregătit, cum ziceam, câteva videoclipuri cu Yank la level mic, fără investiții prea mari și în episoadele ce vor urma veți vedea unde și cum și voi veți trage concluziile dacă se merită sau nu se merită. Pentru cine nu știe cum se minerește, începând cu nivel 30, avem un map 2 pentru fiecare regată în parte acest NPC. Cumpărăm un târnăcou cu 80 de K, putem să-l punem în mână, cum am zis, să începem cu nivel 30 și doar apăsăm click pe zăcământul pe care noi îl găsim, urmând ca acest procedeu să reușească sau să eșueze. Abilitatea de minerit reprezintă și ea de asemenea un avantaj. O să încerc să vă atașez o poză pe ecran și de asemenea plusul târnăcopului reprezintă și el un avantaj la rândul lui. În cadrul primului episod, eu am zis să vin în templu, unde am minerit aici în prima cameră, să-i zic. Pentru cine nu știe, aici spawn-ul este foarte bun, adică poate să apară doar în camera aceasta. Asta înseamnă că nu trebuie să vă plimbați foarte mult după minere, dar cam toată lumea știe asta. Adică dacă o să stați undeva pe aici, o să vedeți spawn-ul și de sus și de jos și puteți să schimbați și hash-ul să găsiți ceea ce vă trebuie. În cadrul live-ului de aseară de 3 ore pe care eu l-am făcut chiar public pe acest canal, am minerit pe 4 caractere, având fiecare dintre cele 4 abilitatea P la minerit. Și în aceste 3 ore am obținut următoarele. Deci avem o dată 4600 de minereu de lacrima cer, asta înseamnă 46 de încercări. Ia să vedem mai departe ce avem. Să le așezăm așa puțin. Avem 3880 de bucată de perlă. Mai avem 1400 de pietre diamant, 1000 de abanos și 100 de cristal. Acestea nu prea se vând, dar le-am luat pentru că pe celelalte CH-uri era liber și am zis mai bine le iau și pe astea decât să le las pe jos. Mineritul de cel mai multe ori este o loterie, fiindcă de multe ori nu se găsește lacrima cer, care în momentul de față este cea mai scumpă. Asta înseamnă că se poate în multe ore să minerim doar abanos sau pietre diamant sau minere care sunt mai ieftine. Deci, în primul rând avem loterie la spawn, nu se poate să găsim mereu ceea ce ne trebuie. Mai avem o loterie și când facem finisaje, deoarece rata este 30% pentru cele care nu au alchimist și 60% cele care au alchimist. De exemplu, dacă noi vrem să facem lacrimă cer, putem să facem pe oricare dintre alchimiști, însă numai la alchimistul respectiv vom avea 60% șansă, respectiv la alchimistul de lacrimă cer. Pe lângă aceste aspecte, piața variază foarte mult. De exemplu, lacrima cer se poate ca într-o zi să fie 6 KK, în altă zi să fie 15 KK. Deci asta înseamnă că nu putem să facem o medie generală în cât am produce aici, însă eu vă pot face un calcul pentru ceea ce am făcut eu, cum v-am zis, în 3 ore cu 4 conturi. Și haide să nu mai stăm prea mult pe vorbă și să începem să finisăm. Pentru cei care faceți asta pe termen lung, cel mai bine este să vă luați un teren de brazlă și să vă faceți ce alchimist vă trebuie. Eu o să încep prin a finisa bucățile de perlă, însă negăsind un alchimist de perlă, o să am 30% șansă pentru fiecare încercare. Din 38 de încercări, cu 30% șansă, eu mă aștept undeva la 11-12 bucăți. Acum să vedem câte o să ne iasă. Apare din 38 de încercări, am reușit să fac decât 8 bucăți. Șansa de 30% este foarte, foarte mică, dar asta e. Eu, unul, nu mă ocup cu finisaj în general, dar pentru cine se ocupă e foarte, foarte ok, cum v-am zis, să vă cumpărați terenul propriu, să vă puneți exact ce aveți nevoie și să faceți mereu pe 60% șansă. Așadar, la perlă, prețul este unul foarte ridicat.
și nu a reușit să facem decât 8 bucăți din 11 câte m-am așteptat eu cel puțin, dar asta e, mergem mai departe cu abanosul. Așa cum am zis mai devreme, pentru abanos avem 10 încercări și nu cred că mai are rost pentru doar 10 bucăți să dau pe repede înainte. Deci în primele două ne-a reușit una. Vedeți, chiar și cu 60% se întâmplă de multe ori să ieșeze foarte mult. Asta înseamnă că depinde foarte mult de norocul nostru. Chiar dacă este 60%, poate să ne meargă 10 din 10 sau 0 din 10. Asta înseamnă că nimic nu este sigur. Așa cum am mai zis de atâtea ori până acum, nu am de gând să o mai repet. Bun, mai avem o singură șansă. Haideți să vedem câte am făcut. Deci avem o dată 2, 4 și cu încă una aici. Avem 5 bucăți de abanos din 10 încercări. Se pare că la diamant am avut ceva mai mult noroc astăzi. Din 14 încercări am reușit să fac 10 bucăți de diamant. Cel mai bun lucru este că nu îți trebuie nicio piatră. Îți trebuie decât bucățile de minereu și atât, nu ai nevoie de pietre ca să finisezi. Norocul este de asemenea de partea noastră pentru că băieții de la Brooklyn au de câțiva ani acest alchimist de diamant. Deci asta înseamnă că băieții ne oferă o șansă de 60% pentru diamantele noastre. Mulțumim mult, băieți! Bun, băieți, am făcut furul la pietre, mai avea nevoie de 4 bucăți. Haideți să vedem dacă ne mai merge ceva din 4 încercări. Bun, încă 3 din 4, haide că nu e rău. Deci cam acesta este rezultatul final. 10, 20, 31 de lacrime. Sau finisaje lacrimă cer. 10 diamante, 8 bucăți de perlă și 5 ebonite. Toate acestea în 3 ore. Haideți să vedem și prețurile acum. Verificând acum prețurile, o să vedem cât am făcut. Deci avem pietre spirit și avem perle, 8 bucăți am zis, care sunt în jur de 15 caca bucata, 15 ori 8. 120 KK am făcut din perle. Ebonita este 2,7 bucata. Apoi urmează cu 3. Haideți să punem și noi 3 ca să fie un număr rotunjit. 3 ori 5, 15 KK. Urmează diamantul, care este 5,56 KK bucata la ora actuală. Deci noi am făcut 10 bucăți, care ar veni undeva la 60 KK. Și ultima, dar nu cea din urmă, lacrima cerului și cea mai importantă. Prețul a explodat în ultimul timp, deoarece nu prea mai sunt mineri și, cum v-am zis, v-aș recomanda să vă ascuțiți bine târnăcoapele, pentru că prețul în momentul de față este în jur de 13-14 KK per lacrimă. Eu o să pun undeva la 13,5 ca să fie cel mai bine. Mulți cu 31 de bucăți, avem 418 KK în total pe lacrimele pe care noi le-am minerit. Și acum, făcând un calcul final, avem 120 de la perle cu 15 de la ebonite, 60 de la diamant și 418 de la lacrimă cer. Rezultatul ar fi 613 KK, dintre care noi am mai avut o investiție de 20 KK, pentru că eu am cumpărat pietrele ce mi-au trebuit să finisez. Am zis să pun 20 KK în mare, nu știu exact cât am dat pe ele. Pietrele costă între 150 și 250-300, bine, poate găsi și la 100. Eu le-am estimat undeva la 200 ca bucata. Deci din 613 ar trebui să scădem în prima fază 3% comisionul de shop, care ar veni 18 KK la 613. Și din suma de 595 trebuie să mai scădem 20 KK. Deci asta înseamnă că rezultatul final este de 575 KK făcuți în 3 ore în templu cu 4 conturi, având fiecare pe la minerit. Ce părere aveți? Merită?
sau nu merită să minerim?